Ieri, în ședința Consiliului Local Petroșan, s-a aprobat achiziționarea unui aparat de tip Real-Time PCR pentru Spitalul de Urgență din Petroșani. Primarul Tiberiu Iacobridzi declară însă că această decizie a fost luată de consilierii PNL, întrucât cei de la PSD, dar și consilierul independent Dorin Aniță, au boicotat ședința. S-a aprobat achiziționarea unui aparat PCR pentru spital ieri în ședința de Consiliu de îndată. Consilierii PNL, pentru că numai ei au fost prezenți la ședință, cei de la PSD și doamna Aniță, consilier independent, nu au vrut să intre în această ședință, au boicotat practic. Norocul nostru a fost că am avut 9 consilieri și am putut să votăm aprobarea acestor sume de bani pentru achiziționarea unui aparat PCR la Spitalul de Urgență din Petroșani. Am luat această decizie în acest moment, având în vedere faptul că a crescut foarte mult incidența cazurilor de infectare cu COVID-19, iar până acum aceste teste se făceau la Deva, la Hunedoara, la Alba Iulia sau la Cluj și rezultatul vine destul de greu. Dorin Aniță neagă afirmațiile primarului, spunând că nu a participat la ședință din motive personale și nu din cauza subiectelor puse în discuție. Citind cele 12 proiecte puse pe ordinea de zi, pot să spun că erau proiecte de hotărâre fără vreo miză reală. Adică nu cred că putea cineva care era prezent la acea ședință să voteze împotrivă. Eu am lipsit nu pentru că, să spun așa, am fugit de responsabilități sau am vrut să, nu știu, să am o anumită atitudine. Nu, eu am avut motive strict personale pe care pot să le explic, pot să le probez. Ședința a fost anunțată, din nou se poate proba, la 10:48 au fost câteva ore și am spus încă de la început că încerc să intru, dar programul meu era deja făcut în sensul că trebuia să particip și la spital, să-mi duc socrii la o programare. Contactat telefonic de către echipa Mondo TV, Ioan Rus, președintele organizației PSD Petroșani, a refuzat să vorbească despre acest subiect. Un angajat al Minei Lupeni a fost confirmat cu noul tip de coronavirus. Colegii care au intrat în contact direct cu acesta, 8 la număr, sunt acum în izolare pentru 14 zile. Bărbatul depistat pozitiv cu COVID-19 nu prezintă simptome. Acesta ocupă postul de artificier la unitatea minieră din Lupeni. Este vorba despre un angajat tânăr, sub 30 de ani, care a fost confirmat cu COVID-19. Confirmarea a venit în urma faptului că el, în timpul liber, este sportiv, joacă fotbal și urma să aibă un meci cu altă echipă, unde jucătorii ambelor echipe au fost testați. În urma testării a reieșit pozitiv. Toți colegii cu care a intrat în contact, eu știu că de când s-a aflat despre el, nu au fost primiți la serviciu în ziua respectivă. În momentul de față, cred că și ei sunt în izolare. Mai multe cazuri de COVID-19 au fost depistate în rândul salariaților Complexului Energetic Hunedoara de la începutul pandemiei, ultimele două cazuri fiind confirmate în data de 30 septembrie la Mina Lonea. Locomotiva unui tren Marfar a fost cuprinsă de flăcări chiar în gara Bănița noaptea de miercuri spre joi. Pompierii ajunși la fața locului au luptat timp de 2 ore cu incendiul izbucnit în zona răcitorului de ulei al transformatorului principal. Pompierii detașamentului Petroșani au acționat cu 3 echipaje cu autospeciale de stingere pentru lichidarea incendiului ce a distrus în totalitate locomotiva. Atacarea arderii s-a putut realiza doar după întreruperea curentului pe linia de înaltă tensiune, dar a fost salvată garnitura alcătuită din 37 de vagoane de marfă goale. Din cauza presiunii scăzute în hidrantul gării, alimentarea cu apă a fost realizată de colegii mei în sistem navetă de la o distanță de aproximativ 7 km. După mai bine de 2 ore de lupte cu flăcările, pompierii petroșăneni au reușit stingerea incendiului, concluzionând că acesta a pornit din zona răcitorului de ulei al transformatorului principal în urma efectului termic al curentului electric. Din fericire, în urma incendiului nu au rezultat victime.
Sezonul rece se apropie și pentru a preîntâmpina eventuale probleme provocate de ninsori pe drumurile județene, au avut loc deja discuții cu firmele care se vor ocupa și anul acesta de operațiunile de curățare a carosabilului. Ba mai mult, monitorizarea procedurilor de dezăpezire se va face cu ajutorul echipamentului achiziționat pentru cartografierea drumurilor. Am avut o discuție cu cei de la drumuri și luni am chemat la Consiliul Județean toți operatorii care fac dezăpezirile și trebuie să fim pregătiți, fiindcă iarna să nu ne prindă iarăși pe nepregătite. Avem bani, nu sunt probleme cu resursele financiare, cert este că operatorii trebuie să-și facă treaba. Dacă anul trecut nu și-a făcut așa cum trebuie, cum ne-am fi așteptat, ăsta este și motivul în care așa de vreme ne vom întâlni cu operatorii și să punem un plan la bătaie, în continuare cu acel dispecerat, care trebuie să funcționeze și în care să se aducă la cunoștința noastră, a executivului, problemele care sunt în județul Hunedoara. Menținem tot, mai mult decât atât, cele două mașini care erau la transport, Autoritatea de Transport, printr-o hotărâre a Consiliului Județean, prin modificarea organigramei, au trecut la servicii de drumuri și vom monitoriza mult mai bine. Mai mult decât atât, avem acel aparat pentru inventarierea drumurilor județene, care deja a început cu mașinile noastre să mergem să facem inventarierea drumurilor județene, dar va fi pus cu ghilimele de rigoare la muncă și iarna aceasta, ca să vedem exact dacă drumarii își fac treaba. Aceeași firmă care s-a ocupat de întreținerea drumurilor județene din Valea Jiului anul trecut va curăța tronsoanele rutiere și anul acesta, întrucât contractele câștigate prin licitație au fost adjudecate pentru o perioadă de 4 ani. Primul termen în procesul intentat de către Sindicatul Muntele conducerii Complexului Energetic Hunedoara ar fi trebuit să aibă loc luni. Tribunalul Hunedoara a decis însă amânarea acestuia pentru data de 16 noiembrie. La baza deciziei asta, cererea directorului general și al administratorului special, ca și administratorul judiciar, să fie inclus în proces. Cu doar câteva zile înainte, angajații au încasat ajutorul de încălzire aferent lunii martie. În ceea ce privește procesul privind drepturile restante, vreau să încep din start cu precizarea că noi nu ne vom opri cu acest proces, indiferent cât va dura el, până când toate drepturile restante nu vor fi plătite. El a fost amânat pentru că cei din conducerea Complexului Energetic Hunedoara, administratorii, au cerut introducerea în proces și administratorului judiciar. Din ce știu, avocata noastră a avut o poziție clară în sensul în care el trebuia să fie deja parte sau este deja parte pentru că se știa de acest proces. Eu am anunțat compania că i-am dat în judecată și public am făcut acest anunț, dar s-a decis totuși o amânare pe data de 16 noiembrie, însă noi vom continua până când toate drepturile restante vor fi acordate. A fost acordat vinerea cea trecut un ajutor de încălzire restant aferent lunii martie. Se așteaptă în continuare intrarea acelor bani la Lupen pentru ajutorul acordat de Guvernul României în urma inundațiilor, bani care încă n-au intrat în conturile Complexului Energetic, și atunci se va încerca plata la nivelul cheltuielilor cu salariile ce s-au efectuat la mina Lupen pe acea perioadă, se va încerca plata unor alte drepturi restante. Reamintim faptul că la începutul lunii iunie sindicaliștii au început strângerea de semnături ale angajaților necesare trimiterii în instanță a conducerii Complexului Energetic Hunedoara din cauza bonusurilor salariale restante.